O nouă declarație tip devine obligatorie pentru părinții care își vor duce copiii la școală la toamnă. Adultul semnează că nu își va trimite copilul la cursuri dacă acesta este suspect de COVID sau a intrat în contact cu o persoană infectată. Pe mulți a derutat chiar formularea care trimite la pedepsirea penală a falsului în declarații. Începerea noului an școlar este una dintre prioritățile autorităților în acest moment. A fost întocmit un proiect cu norme ce vor trebui respectate. Pe lângă toate acestea, elevii trebuie să aibă asupra lor o declarație pe propria răspundere, completată și semnată de părinți. Declarația condiționează primirea copilului în colectivitate și va fi prezentată la triajul epidemiologic la intrarea în unitate. Noi așteptăm aceste norme ale Ministerului Sănătății, este doar un proiect deocamdată și care cuprinde și această declarație părinților, ceea ce într-un fel responsabilizează foarte bine părinții pentru a duce copiii la școală. De fapt, asociațiile de părinți au subliniat de nenumărate ori faptul că această contribuție și această răspundere a dumnealor este înainte de toate. Gândiți-vă că școala va face toate eforturile pentru ca copiii, dacă se întorc la școală, indiferent în care scenariu 1 sau 2, să se simtă în siguranță. Deci, în afară de aceste norme care vor apărea, școala tot timpul s-a pregătit pentru reîntoarcerea la școală. Documentul prevede mai multe situații în care părinții trebuie să înștiințeze școala despre absența elevului. Părinții vor fi încurajați să participe la educația pentru igiena și sănătatea copiilor, astfel încât revenirea la școală să fie în siguranță. Vom vedea lucrurile concrete legate de întoarcerea la școală, dar doamna Anise a comparat această situație ca întoarcerea elevilor de clasa 8-a mai devreme în mai, când s-au întors la școală, nu de fapt în iunie, când s-au întors la școală și s-au întors la școală cu adeverință în mână de la părinți, că ei doresc să continue cursurile. Consider că este o decizie bună pentru noul an școlar? Vă ajută cu ceva pe voi elevii? Până la urmă, cei care se consideră sănătoși și cei care își vor asuma acest risc se vor întoarce la școală, fie că se vor întoarce la școală, faptul că va trebui să aibă o adeverință scrisă, nu cred că va impacta atât de mult această opinie. Ai vorbit cu părinții tăi despre acest lucru? Ei cum văd situația? Deocamdată nu, de-abia azi am văzut. Următoarele luni vor fi de test și pentru educatori. Preșcolarii nu vor purta mască. În schimb, personalul din grădinițe va fi obligat să o poarte.